Binecuvântat să fie Dumnezeu, Cel care ne-a iubit așa de mult, Adam, pentru noi, cea de mai bun. Amin. Ca să ne pierim și să avem viață veșnică. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Cel care caută să ne trezească mintea și conștiința și să ne țină treaza, pentru că Duhul pe care l-a pus în noi, era cu ceroție pentru el. A fost pus în fața noastră un cuvânt pe care Domnul Iisus Hristos l-a rostit atunci când a fost pe pământul acesta, în lucrarea pe care a avut-o de împlinit. Probabil că știm majoritatea dintre noi în ce împrejurare a spus Domnul Iisus Hristos aceste lucruri. Știți ce s-a întâmplat înainte ca Domnul Iisus Hristos să spună aceste lucruri? Niște farisei și cărturari au venit la Domnul Iisus. Dar ei au văzut acolo un lucru. Au văzut pe unii din ucenicii Domnului Iisus trânzind cu mâinile necurate, adică nespălate. Și au venit la Domnul Iisus și au zis: pentru ce nu se țin ucenicii tăi de datina bătrânilor, ci prânzesc cu mâinile nespălate? Ce spunem noi de întrebare pe care au pus-o farisei și cărturarii Domnului Iisus? O vedem deplasată? O considerăm că față de asemenea întrebare trebuie luată vreo atitudine? A luat Domnul Iisus Hristos atitudine față de întrebarea aceasta, față de atitudinea fariseilor și cărturarilor? Da. Cuvintele care s-au citit astăzi au fost un răspuns la atitudinea acestor farisei și cărturari. Care după datina bătrânilor, zice cuvântul, că nu mănâncă fără să spele cu mare băgare de seamă mâinile după datina bătrânilor. Care când se întorc din piață, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Și zice Domnul Iisus multe alte obiceiuri din acestea. Și răspunsul Domnului Iisus Hristos la întrebarea fariseilor este acesta. Drept răspuns el a zis: dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? În versetul 8 din capitolul 7, de unde a fost citit cuvântul, Domnul Iisus zice așa: voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așteptată de oameni. Cum privim noi lucrurile acestea astăzi? Este cineva dintre noi care nu a avut grijă de dimineață să-și spele mâinile? Ținem cont de obiceiul care spune că cel puțin o dată pe zi să ne spălăm, să facem duș și mai nou este treaba asta dimineața? Sau dacă luăm o haină pe noi dimineața după masa,
ar fi bine să o schimbăm, să venim cu alta. S-a întâmplat oare dimineață că ne-am uitat să vedem dacă mai avem vreun mesaj sau dacă cineva a mai pus ceva pe nu știu ce platformă înainte să venim la adunare? S-a întâmplat poate să nu putem ajunge la timp datorită unor asemenea lucruri? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că ne asumăm un mare risc. Este riscul de a lăsa poruncile lui Dumnezeu pentru anumite obiceiuri ca și acestea. Și a zis Domnul Iisus Hristos fățarnicilor, de ce faceți așa? Adevărat este cuvântul pe care îl prorocește Isaia, că poporul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele. Dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei, zice Domnul Iisus, învățând niște porunci omenești, prin care se întâmplă uneori, zice Domnul Iisus, să desfințăm, deci a desfințat așa de frumos, așa de elegant, porunca lui Dumnezeu, în folosul datinilor și obiceiilor voastre. Când Samuel s-a dus în casa lui Ișai să ungă pe cineva dintre copiii lui ca și amărata lui Israel, a venit primul dintre ei, cel mai mare Eliab, și Samuel, marele om al lui Dumnezeu, când l-a văzut, a zis: wow! Negreșit! Acesta este unsul Domnului pe care el l-a ales să fie împăratul lui Israel. Așa a fost? Nu. Și Dumnezeu l-a atenționat pe Samuel să nu cadă într-o greșeală în care noi toți oamenii putem cădea. A zis: Samuel, nu te uita la statura lui, nu te uita cum arată, că l-am lepădat. Dumnezeu nu se uită la ce se uită omul. La ce se uită omul? La ce izbește privirile. Și Dumnezeu la ce se uită? Dar Dumnezeu se uită la inimă. Dragi frați, surori și bisascultători, oarecare dintre noi azi dimineață, înainte să venim la adunare, ne-am gândit: Doamne, oare lucrurile acelea dinăuntru care pot să întineze, să spurce pe om? Oare niciunul dintre ele nu m-a întinat, nu mă duc murdar și întinat la adunare în dimineața asta? Oare ne-am gândit care va începe mai așa? Și să lăsăm celelalte lucruri la locul lor, datinile, obiceiurile și așa mai departe, și să ne gândim la porunca lui Dumnezeu. Se poate întâmpla să fim întinați înaintea lui Dumnezeu? Domnul Iisus Hristos a spus în finalul acestei cuvântări, în epistola scrisă, în Evanghelia scrisă de Matei, și să nu ne grăbim să judecăm, că nu este ușor de înțeles. A zis: aceste lucruri care sunt înăuntru omului îl spurcă pe om.
dar am mâncat cu mâinile nespărate, nu spurcă de om. În Evanghelia lui Luca găsim o împrejurare în care un fariseu l-a chemat pe Domnul Iisus Hristos în casa lui. Și el s-a dus. Însă fariseul acesta a privit cu mirare un lucru. Fariseul a văzut cu mirare că Iisus nu se spălase înainte de prânz. Și Domnul Iisus Hristos i-a spus: voi, farisei, curățați partea de afară a paharului și a blidului, dar la untrul vostru este plin de jăfuire și răutate. Nebunilor, oare acela care a făcut partea de afară n-a făcut și pe cea dinăuntru? Și continuă în Evanghelia după Matei, în capitolul 23. Vai de voi, pentru că voi curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar înăuntru sunt plini de răpire și de necumpătare. Fariseu orb, curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului, pentru ca și partea de afară să fie curată. Vai de voi, cărturași și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurăție. Care este atitudinea noastră astăzi în fața acestor cuvinte? Eu m-am gândit în zilele care au trecut și am zis: Doamne Iisuse, de asemenea lucruri ar trebui Tu să vii în adunare și să vorbești. Pentru că El este Cel desăvârșit. Și dacă se zice aici că printre lucrurile care spurcă pe om sunt și vicleșugurile, zice Biblia despre el că în gura lui nu s-a găsit niciodată niciun vicleșug. Și dacă fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momii, Domnul Iisus Hristos a fost ispitit în toate felurile, dar fără păcat. Cuvintele acestea l-a rostit când a fost pe pământ. De ce au fost puse în programarea din luna aceasta, eu nu știu. Dar știu că este cuvântul lui Dumnezeu în care, în primul rând, trebuie să învăț eu. Pentru că în Apocalipsa, înainte de înviere, în penultimul capitol, spune Cuvântul lui Dumnezeu un lucru. După ce vorbește de minunăția noului Ierusalim, zice Cuvântul Domnului așa: nimic întinat nu va intra. Și dacă vrem să intrăm acolo, să știți că trebuie să ne gândim profund la poruncile lui Dumnezeu. Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, oare n-am avut niciun gând rău în săptămâna aceasta? Și dacă l-am avut, am conștientizat că El ne întinează, ne spurcă ființa înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu, când se uită la inima noastră, o vede cu acest lucru?
care ne întinează și ne spurcă, putem noi să gândim așa în fiecare zi a vieții noastre? Cine vrea să intre cu orice preț acolo, pe porți în cetate, caută să facă lucrul acesta. Îmi aduc aminte de un lucru pe care mi-l spunea mama mea, că îl ziceau frații de vremea când era ea fată, deci părinții lor, cum ar fi generația bunicilor noștri, ei avea principiul acesta și zicea, dacă pe coate și pe genunchi, da, să ajungem acolo. Și asta i-a ajutat. Să lase partea de afară a paharului și a farfuriei și să se ocupe în primul rând de partea dinăuntru. A zis Domnul Iisus Hristos, dacă pe asta o curățiți, o să fie curată și partea din afară. Există tendința la noi oamenii să ne uităm la ce se uită oamenii. Mă duc la adunare, mă văd frații, sorori, de cine vine acolo. Cum arată ce imagine o să aibă despre mine, cât de bine, de frumos mă îmbrac, cum mă aranjez și așa mai departe. Dar Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, Dumnezeu lasă toate acestea pe zonă dincolo de ele și se uită la inimă. Și dacă am venit cu gând rău în casă lui Dumnezeu, da, m-am întinat și m-am scurcat. Și Dumnezeu. Nu poate să se uite la cât de bine era pe el în afară. Sunt enumerate aici mai multe lucruri care Domnul Iisus Hristos a zis că spurcă pe om. Putem să trecem numai ca să citim peste ele și dacă am putea să ne concentrăm, să ne gândim la fiecare dintre ele, să vedem dacă nu cumva ne atinge viețile noastre. Am spus de gândurile rele, după aia zice Domnul Iisus, celelalte lucruri care spurcă pe om sunt prea curviile, curviile și oricine se uită și poftește a prea curvit în inima lui. Și sunt uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, ula, în Matei zice și mărturiile mincinoase, trufia, nebunie. Ferice de cel, în inima căruia nu este nicio întinare cu vreunul din aceste lucruri. Că acela poate să stea astăzi cu inima deschisă și sinceră între Dumnezeu, curat, așa cum ne vrea El să venim. Ferice de cei cu inima curată, a zis Domnul Iisus în predica de pe munte, că ei vor vedea pe Dumnezeu. Dar în trăirea noastră de fiecare zi, în lumea în care trăim, e foarte mare riscul să ne întinăm ba cu un lucru, ba cu altul. Suntem mântuiți prin har
Și este adevărat și mulțumim lui Dumnezeu pentru harul lui. Dar zice Pavel în epistola către Tit, harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Beneficiem de el, ne bucurăm de el. Dar, zice el, harul acesta ne învață. Și ce ne învață harul? Să o rupem cu păgânătatea. Așa să vă întreb, frați și surori, în secolul nostru, când spunem că suntem așa de evoluați, suntem pe culmile supercivilizației, mai este păgânătate azi în lume? Sau a fost numai atunci când a vorbit Apostolul Pavel, când era mai aproape de comuna primitivă decât de vremurile noastre? Este azi păgânătate în lume cu care noi trebuie să o rupem? Unii s-ar zică este. Bine ar fi să ne și gândim ce este cuprins în păgânătatea asta. Dacă citim în Romani, a doua jumătate a capitolului 1, o să vedem o bună parte din ce este cuprins în această păgânătate. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să o rupem cu asta, că să ne jucăm cu ea este foarte periculos. Pentru că ușa pe care noi nădăjduim să intrăm într-o zi în cetate, în Împărăția lui Dumnezeu, cheia care o deschide nu-i nici la mine care vă vorbesc azi, nici la niciunul dintre noi, la niciun om. Este la Cel care a vorbit cuvintele acestea. Și la cine deschide El intră. Și la cine nu deschide, nu intră. Chiar dacă în ziua aceea cu durere o să zică, Doamne, Doamne, de aceea să nu luăm cuvântul de astăzi ca și ceva negativ pentru noi, față de care să ne închidem inimile și să zicem, lasă-ne în pace cu acestea. Să luăm ca și iubirea, bunătatea și îndelungă răbdarea lui Dumnezeu, pe care să nu le disprețuim. Că zice Roman capitolul 2, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Și Domnul Iisus, Cel care a spus aceste cuvinte, în Apocalipsa vorbește și zice, eu mustru și pedepsesc pe toți acei pe care îi iubesc. Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos pentru aceasta. Că dacă nu mă mustra și nu mă pedepsea, n-avem parte de Împărăția lui Dumnezeu. Dar El ne iubește. Și pentru că trăim în vremurile în care trăim, El știe că suntem în acest pericol. Să ne mânjim, să ne întinăm și să ne spurcăm cu tot felul de lucruri. Și vrea să ne păzească de aceasta. Pentru că ne vrea cu gelozie pentru sine. Dorește într-o zi să ne bucurăm cu El și pentru toată veșnicia. Dar în același timp, cuvântul care l-am amintit din Apocalipsa este la fel de adevărat. Nimic întinat nu va intra acolo. Doamne Dumnezeu, ia milă de mine. Poate să zicem, lucrurile astea sunt lucruri care privesc pe cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Nu pe cei din biserică. Se amintea mai înainte de fratele Mircea de biserica din Laodicea. Domnul Iisus Hristos a zis îngerului bisericii din Laodicea, tu zici că ești bogat, te-ai îmbogățit și nu ești lipsă de nimic. Și nu știi că ești cum. Ticălos, nenorocit, sărat, or și gol. Se poate întâmpla lucrul acesta?
frații sunt de părere că da, alții nu știu pe unde sunt, dar să știți că se poate întâmpla. Se poate întâmpla că eu să mă uit la înfățișarea mea exterioară și să zic ce bine de mine. Se poate să mă uit la ce mi-a găduit Dumnezeu să am și să zic wow. Se poate să mă gândesc că nu duc lipsă de nimic. Au copiii mei ce să mănânce, cu ce să se îmbrace, au camere unde să doarmă, mai multe decât am avut noi când am fost copii. Și să zicem ce bine. Zice Domnul Iisus Hristos, să am grijă și să avem grijă. În același timp putem să fim și pot să fim ticălos, nenorocit, sărat, ori și cu ori. Și nici să nu știu. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te, zicea Domnul Iisus mai departe. Și acesta este mesajul pentru mine și pentru toți cei care doresc să se păstreze curați în această lume întinată. Cu a cărei păgânetate ne zice cuvântul Domnului s-o rupe și cu poftele lumești. De ce cuvântul Domnului în Iacov un lucru? Voi cereți și nu căpăta, pentru că cereți rău. Dar de ce cere rău? Zice, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Se poate întâmpla așa? Se poate. Iubitor mai mult de plăcere decât iubitor de Dumnezeu este specificul zilelor pe care le trăim. Și trăind în mijlocul acestor lucruri este foarte greu ca să nu fim influențați de aceste lucruri. Bine este să fim atenți la orice dorință și la orice plăcere pe care zicem noi că ne-o permitem că este nevinovată sau așa mai departe. Apostolul Petru, în epistola lui, în capitolul 2, în versetul 1, vorbește și zice despre niște lucruri și ne spune ce să facem cu ele. Zice așa, lepădați, dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire. Ni se cere și nouă lucrul acesta? Amin. Sau niciun lucru din care le zice Petru aici nu ne atinge, nici acestea nu ne atinge. Să ne ajute Dumnezeu. Așa să fie. Ne zice și Apostolul Pavel, dacă ne uităm în epistola către Efeseni, deci orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate, ce să se întâmple pe ele? Să piară din mijlocul vostru. Mergem în epistola către Coloseni. Zice niște lucruri de care zice să ne lăsăm de toate acestea și apoi zice când se va arăta Hristos viața voastră, atunci veți arăta și voi împreună cu El slav. De aceea, zice El, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia care este o închinare la idol. Găsim îndemnuri și pentru noi cei care suntem în biserică, în poporul lui Dumnezeu. Astea sunt scrise pentru noi. Și ferice de cine ia seama.
Pentru că se va bucura odată când va intra acolo unde nu este nimic întinat și necurat. Unde nu va mai fi nici plâns, nici boce. Unde nu va mai fi nici păcat, nici moarte. Și ne vom bucura pentru totdeauna împreună cu Dumnezeu și împreună cu Cel care a trăit ca și noi, dar fără păcat, ca prin El să putem să ajungem acolo. Să ne aducem aminte de lucrarea Domnului Iisus Hristos în totalitatea Ei, în desăvârșirea Ei. Noi vrem să ne bucurăm de înviere, dar și crucea Domnului Iisus Hristos are o lucrare de făcut. Prin ea sunt răstignit față de lume și lumea față de mine. Prin moartea Lui am murit și noi împreună cu El, ca să putem trăi o viață nouă, ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui și să nu mai fim robi ai păcatului. Să putem să trăim pentru neprihănire. Ca să poată zice Dumnezeu, cum a zis odată, înaintea Satanei. Ai văzut pe robul Iov? În stricăciunea care e în lume, înconjurat de atâtea pofte și ispite, El este neprihănit. Fără prihană. Se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Dar Iov a făcut lucruri mari pentru asta. A făcut și legământ cu ochii lui ca să nu se întinete și să nu se scurce. Ca să poată zice în mijlocul necazului și nenorocirii că n-a mai avut pe nimeni de partea lui. A putut să zică, știi că răzumbărătorul meu este vin. Amin. Dar pentru asta, Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă, ne poruncește să trăim la fel. Să căutăm să ne cercetăm inima noastră. Să nu uităm că acolo se uită Dumnezeu. Și ce vede acolo e important. Că așa dacă ne face cineva o poză de aici, arătăm foarte bine. Dar dacă mi-a primit Dumnezeu o poză făcută de El, cum o vede El acum, poate că n-aș vrea să o vedeți. Pentru că Dumnezeu este Sfânt. Amin. Cum noi nici nu ne putem imagina vreodată. Oricât credem că am ajuns să cunoaștem. Niciun om nu se poate apropia de Sfințenia lui Dumnezeu. Atâta este de Sfânt Dumnezeu. Și așa ne-a zis Domnul Iisus Hristos să fim și noi. Sunt lucruri mari pentru mine. Este greu și să le răstesc. Dar să ne ajute Dumnezeu să le împlinim. Să lepădăm cei de lepădat. Să facem să piară cei de pierit. Să omorâm ce este de omorât. Și să facem, cum zice cuvântul Domnului în Efeseni, de unde am citit, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare, să vă noiți în Duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Lucrurile acestea ne ajută să trăim în curăție și sfințenie înaintea lui Dumnezeu. Dezbrăcarea de omul cel vechi, înnoirea în Duhul minții noastre și îmbrăcarea în omul cel nou. Mai vorbește cuvântul lui Dumnezeu de o tăiere împrejur
dar zice, nu cea făcută de mână, nu în carne, nu în afară, înăuntru, în inimă, în Duhul nostru. Cel care are această tăiere împrejur, zice cuvântul Domnului, își primește lauda nu de la oameni, dar și-o primește de la Dumnezeu. Dacă punem preț pe ceea ce are preț în ochii oamenilor, să ne uităm la lucrurile de care Domnul Iisus a zis. Dacă punem preț pe ce imagine avem înaintea lui Dumnezeu, o să punem preț pe lucrurile pe care El zice să punem preț. Mai este un lucru care ne ajută ca să fim curați și să ne păstrăm curați înaintea lui Dumnezeu. În Romani, capitolul 8, Apostolul Pavel zice, dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului de străin, să ne ajute Dumnezeu să ne gândim în fiecare zi și să rugăm pe El să ne învețe cum să fac și în viața de azi, Doamne, ca prin Duhul să fac să moară faptele trupului meu. Și așa, zice cuvântul Domnului că vom trăi. Și cei care avem tăria să recunoaștem că poate ne-am întinat cu un gând rău, cu o lăcomie, cu un vicleșug sau cu altceva. Să facem ce ne spune Domnul Iisus în ultimele versete din Apocalipsa. Ferice de cei ce își spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre de porți în cetate. Amin. Dragii mei, să nu se gândească cineva că Domnul Iisus Hristos este împotriva igienei corporale, nu este vorba de așa ceva. Este vorba că oamenii aceștia și fariseii pur și simplu au schimbat porunca lui Dumnezeu cu niște datini și obiceiuri omenești. Și nu este greșit să speli mâinile înainte să mănânci, chiar este indicat. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune și farisei și cărturarii l-au întrebat pentru ce nu se țin ucenicii tăi de datina bătrânilor. Nu vorbește de cuvântul lui Dumnezeu, ci prânzesc cu mâinile nespălate. Degeaba mă cinstez ei, spune Domnul Iisus Hristos, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea urcioarelor și a paharelor și faceți multe alte lucruri de acestea. El a mai zis, Domnul Iisus, ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Acesta este subiectul de discordie între Domnul Iisus Hristos și oamenii din vremea aceea. Au desfințat porunca lui Dumnezeu și țineau porunci date de ei. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune prin Apostolul Pavel în Cartea Colosenilor și spune aici așa: dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce ca și cum ați trăit încă în lume vă supuneți la porunci ca acestea? Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au un adevăr, o înfățișare de înțelepciune, într-o închinare voită, o smerenie și ascultare față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva grăbilării fiii pământești. Dragii mei, este bine și este indicat să ținem igienă. Trebuie să facem lucrul acesta, mai ales în vremurile noastre și totdeauna. Dar nu să neglijăm partea interioară a sufletului. Ceea ce au făcut oamenii din vremea aceea s-au bazat pe porunci omenești, pentru că aș vrea să vă spun și să întăresc ce spunea fratele Petre. Când Domnul Iisus Hristos va veni, să știți că nu va judeca lumea după datina părinților noștri, după datina neamului nostru, după datina oamenilor, ci va judeca lumea după cuvântul Lui. Amin? Amin.
Și noi să ne supunem cuvântului lui Dumnezeu și să împlinim cuvântul lui Dumnezeu, să nu cumva să neglijăm partea interioară a inimii. Amin. Păi să ne ridicăm în picioare și într-o rugăciune comun să mulțumim lui Dumnezeu pentru această binecuvântare, pentru această dimineață și să ne încredințăm în a doua parte, în mâna Lui. Amin. Ne rugăm Lui.